Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, începem lansările grupului Humanitas din această sâmbătă cu un mare autor irlandez. Este vorba despre William Butler Yeats, cel care în 1923 a primit premiul Nobel pentru literatură. Volumul pe care îl lansăm astăzi și care conține o selecție amplă din scrierile în proză ale lui Yeats are o lungă istorie. Dactilograma volumului mi-a parvenit după moartea marelui poet și traducător Mircea Ivănescu, căci el semnează traducerea. În dactilogramă erau mai multe chile lipsă. Am apelat la poetul și traducătorul Radu Vancu să completeze părțile lipsă din acest volum, aproximativ vreo 15 pagini și vreo 30 de versuri, în așa fel încât volumul în momentul de față este complet și rotund. Volumul este structurat în felul următor. În prima parte a volumului avem povestirile lui Yeats, inspirate de legendele și miturile celtice, iar în a doua parte a volumului avem celebra lui scriere, considerată cea mai bună dintre scrierile lui în proză. Este vorba despre Rosa Alchemica. A scris-o în 1896 împreună cu alte texte complementare, Tablele legilor și Adorația magilor, toate sub influența grupului în care era atunci Yeats și care o admira pe Madame Blavatsky. Să ne referim mai întâi la partea consistentă a povestirilor excepționale ale lui Yeats, care prelucrează legendele și miturile celtice într-un mod care produce plăcere cititorilor actuali, cititorilor contemporani. Și dacă veți avea curiozitatea să răsfoiți volumul sau chiar să-l citiți, veți vedea cât de actual este Yeats. Nota bene, aceste povestiri merg perfect și pentru copiii dumneavoastră. Volumul este acompaniat de o amplă prefață pe care i-o datoram profesorului dr. Mihail Anghelescu Irimia, care face o demonstrație strălucită despre mitul ca istorie în scrierile în proză ale lui Yeats. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul criticului literar Andreea Răsuceanu, care a fost și redactorul acestui volum. Cred că avem în selecția de povestiri din acest volum, aș spune eu, textele cele mai reprezentative în proză ale lui William Butler Yeats. Cred că e primul câștig al acestei ediții, care trebuia aștepta de multă vreme să apară. Evident, pentru cititorii care vor vrea să cunoască și această dimensiune a operei celui mai important poet irlandez. Cele trei cicluri din care este alcătuită cartea sunt Roza Tainică, istorisirile lui Hanrahan cel Roșu și Rosa Alchemica, însoțită de celelalte două texte, așa numit oculte, acesta din urmă numit foarte bine de profesorul Mihail Anghelescu Irimia un triptic mistic. El n-a circulat așa ca atare de la bun început, ci abia în 1908, datorită unei viziuni inspirate a unui editor, a început să fie editat așa, în triptic. Textele se leagă, veți vedea, și trebuie citite ca atare. Rosa Alchemica fiind considerat cel mai important text în proză al lui William Butler Yeats. Acesta ar fi un prim câștig, spun eu, că selecția este foarte reprezentativă
din proza lui Yeats. Un al doilea câștig extraordinar este că acest volum ajunge la dumneavoastră în traducerea lui Mircea Ivănescu, un poet traducător, cum nu se poate mai potrivit după mine pentru aceste texte, foarte dificile. Vă spun că le-am lucrat în paralel cu dactilogramele lui Mircea Ivănescu, un lucru foarte emoționant, și cu originalul, și am văzut cât de greu este de fapt, cât de puțin traductibil este limbajul poetic al lui William Butler Yeats. Și cât de greu a fost acest exercițiu pentru Mircea Ivănescu, pot numai să-mi imaginez. Și limba este o engleză veche care pune probleme cu multe arhaisme. Sunt cuvinte inventate de ei, îți veți vedea, pe care, practic, Mircea Ivănescu a trebuit să le reinventeze în limba română. Și de obicei știți cum se întâmplă atunci când avem de-a face cu un poet foarte important, care are un limbaj poetic personal foarte puternic, de obicei acesta transpare în mod involuntar în traducere, o contaminează atunci când traduce un alt mare poet. Ei bine, la Mircea Ivănescu lucrul acesta nu se întâmplă. Este o limbă foarte suplă, un limbaj foarte suplu, sunt fraze care păstrează ceva din ritmul unor vechi incantații. Sună ca și cum ai citi niște povești, niște legende străvechi irlandeze, adaptate, cum spunea Denisa Comănescu mai devreme, pentru cititorul contemporan. Lucrul acesta încarnează, de fapt, credo-ul lui William Butler Yeats, care credea în această întâlnire dintre tradiție și inovație. Nu, el nu face altceva decât să revitalizeze anumite mituri, structuri mitice, legende din mitologia celtică, din mitologia irlandeză, le revitalizează, le repune într-un circuit, în așa fel încât ele să ajungă, însă într-o altă formulă poetică inedită, de aceea este, se și consideră că a schimbat în momentul apariției sale paradigma poetică și este nu numai cel mai important poet irlandez, dar unii spun și cel mai important poet al secolului 20. Cam același lucru îl face și personajul său absolut seducător, Hanrahan cel Roșu l-am numit noi, de fapt respectând traducerea lui Mircea Ivănescu, care, după cum vedeți, conservă această, păstrează această rezonanță de basm, de legendă. Red Hanrahan este personajul, un fel de trubadur itinerant, de menestrel itinerant, care merge din sat în sat, în acea Irlandă profundă, și își cântă niște cântece stranii, bizare, care păstrează tot felul de, amintește de fapt de vechile mituri ale lumii celtice. Tot felul de personaje veți întâlni aici, de elfi, spirituși, zeități, zâne din mitologia celtică. Ele traversează toate cele, de fapt, primele două cicluri, în așa fel încât e tot timpul un melanj, să spunem, între fantastic și real, care face aceste povești niște veritabile poeme de sine stătătoare, dar care pot fi citite și ca mici romane, întrucât ele au o continuitate, nu cronologică, pentru că vorbim deja de logica mitului, ci o alta mult mai profundă de sens. O să mai spun doar două vorbe despre Rosa Alchemica. E un text teribil, un text foarte greu de tradus, cu o bogăție stilistică remarcabilă și care ar fi putut să pară vetust sau să dea cititorului o senzație de deja vu dacă n-ar fi existat geniul poetic al lui Mircea Ivănescu. Textul pe mine m-a făcut să mă gândesc la literatura fantastică, așa cum înțelegeam termenul acesta în secolul al XIX-lea, deci a nu se confunda cu fantasy-ul sau, nu știu, science fiction-ul, așa cum se întâmplă astăzi, și mai ales cu autorul francez Villiers de l'Isle-Adam. Am regăsit aici structuri din piesa sa Axel. Ulterior aflăm că, de fapt, Yeats a fost la Paris și a văzut dramatizarea acestei piese și a fost influențat de Villiers de l'Isle-Adam, la fel cum în ceea ce privește limbajul poetic a fost influențat de Walter Pater. Vă recomand să citiți acest volum începând cu prefața, care e un studiu mai mult decât binevenit, care pune, de fapt, în context și în contextul operei lui Yeats aceste texte proze, și în contextul mai larg al epocii, și chiar în contextul vieții poetului și prazatorului William Butler Yeats. Cam atât. Mulțumim foarte mult, Andreea Răsuceanu. Aș vrea să mai adaug. Gracias.
prea multe lansări, prea multe microfoane, cad tensiunile grele peste noi. Aș vrea să mai adaug la Roza Alchemica un lucru. Volumul a apărut acum 2 săptămâni. Am primit pe Facebook felicitări și foarte multe like-uri de la masoni din România. Lojile masonice, imediat după apariția Rozei Alchemice, și-au apropiat textul respectiv și, am aflat, îl studiau în cadrul lojilor. Dar să revenim la lupta spiritului cu ordinea naturală, o demonstrație briantă pe care o face profesoara Mihaela Angelescu Irimia în prefața la volumul nostru și să-i dăm cuvântul. Mulțumesc frumos! Această apariție a prozatorului, în română vreau să spun, a prozatorului William Butler Yeats, completează în mod inteligent și cu rafinament cultural un volum apărut cu anii în urmă la editura Univers, care era de versuri și care conținea texte fundamentale, cu singura excepție pe care am deprins-o dintotdeauna, a poemelor despre Bizanț. Bizanț și avansând pe vas către Bizanț, care are o identitate alegorică la Yeats. În aceste texte de proză care provin din folclorul irlandez, bine prelucrat de către Yeats în compania celebrei Lady Gregory, cu care se împrietenește într-o aventură de căutare și de identificare a personalității naționale a irlandezilor, textele devin culte, deși evident sursa lor este anonimă, deși evident înțelepciunea este folclorică și deși evident auditoriul nu este de natura celui care citește un text scris, ci de natura celui care primește la impresia acustică informația necesară propriei sale identități. Este un volum care reunește legende celtice, folclorul celtic în general și cu pregătire textele din cultura irlandeză și care poartă numele generic pe care l-ați auzit menționat și asupra căreia nu vreau să revin, dar un lucru este foarte important. Ideea pe care Yeats textual ne o predă când spune "And I myself created Hamlet." Deci el pleacă de la un text care îl creează pe el și îl identifică pe el ca persoană individuală și ca parte a unei mentalități colective. Dar în același timp el spune chiar eu l-am creat pe acesta și acest feedback foarte interesant de natură identitară trebuie înțeles pe de o parte în sensul în care istoria e ridicată la nivel de mit pentru omologare nu fizică, ci metafizică, dar și invers, mitul se întrupează în istoria imediată pentru că toate aceste frământări survin pe fundalul aserțiunii naționale a Irlandei cu formarea statului național în momente complicate, după răzmerița din ziua de Paște 1916, care este un punct de frântură și de capitură pentru oricine este irlandez. În istoria recentă a literaturii irlandeze, cel mai mare poet, lăsându-l în spate pe ei, care este colosal, este de curând dispărutul Seamus Heaney. Seamus Heaney a primit primul Nobel pentru poezie în 1995. Heaney vorbea despre Irlanda ca fiind o extensie firească a Romei, cu biserica catolică, apostolică și ecumenică. Yeats nu era catolic, Yeats provenea din familia anglo-irlandeză protestantă, dar el s-a angajat într-o frenetică activitate de recuperare a trecutului evident catolic la vremea respectivă și evident înseminat de nuanțele mitice și mitologice, în dorința de a pune în evidență spațiul în care crescuse. La prima descindere în copilărie, în comitatul Sligo, care îi se pare raiul pe pământ, începe să asculte alte sonorități decât cele anglosaxone și înțelege că provine din altă structură culturală. Aceste texte reunite, care sunt, noi când eram mici, citeam legendele Olimpului, prelucrate pentru gustul copilului.
Acestea sunt prelucrate însă într-o manieră cultă, în care e foarte greu să decidem cine este autorul de facto al textului respectiv sau al aserțiunilor care apar în text și cine este ecoul acestor texte și ecoul acestor aserțiuni. Are loc aceeași trecere ca subveică între textul oral transmis de la o generație la alta și textul scris, cult, care apare în mediile foarte civilizate, foarte distinse ale oricărei culturi occidentale. Yeats, care nu avea pregătire universitară formală, a lucrat un răstimp scurt la Biblioteca Bodleiană de la Oxford și după aceea a primit premiul Nobel pentru literatură. El s-a afirmat în cercuri foarte interesante și stranii pentru gustul nostru tardo-modern. De la zorii aurii la amurgul celtic, cercurile doamnei Blavatsky, care era, cum s-a și spus, persoană ce confecționa cu mare plăcere tot felul de fabulații bune pentru gustul sub efigia pe care o cunoaștem, Zenone Veroe Bentrovato. Și de asemenea, o persoană interesată de teozofie, de spiritism și remarca cu privire la masonerie pe care a făcut-o colega mea este foarte binevenită în acest context. Yeats și-a creat ca marele său înaintaș englez William Blake o mitologie de natură vizionară. În momentul în care a publicat cărțile profetice ale lui Blake, el era deja atașat acestui mod de a înțelege lucrurile și cea mai importantă și dificilă și complicată scriere a sa se numește A Vision. În această scriere, viziunea care îi se arată cuprinde absolut tot ce înseamnă secretul vieții, riturile de trecere, omologarea identității personale, a identității naționale. Cine merge astăzi la Dublin se va duce la Abbey Theatre, teatrul Abbey. La Abbey Theatre, cu ani în urmă, am cunoscut-o pe fiica lui William Butler Yeats, într-o ipostază foarte interesantă. Era un nou mod de afirmare sau de era un mod de reafirmare a spiritului național, fără contondențe și fără gesturi ostentative, dar asertive, în care înțelegem că Yeats este un romantic târziu sau un romantic care a scris un nou gen de romantism, pe de o parte prin recuperarea folclorului, lucru cunoscut în orice romantism european, pe de altă parte prin afirmarea tradiției naționale, inclusiv a vehiculului lingvistic, care este altul decât limba engleză. El a militat pentru un teatru irlandez distinct de teatrul englez, a deplâns faptul că teatrele din Dublin găzduiau numai texte englezești și a încurajat cât a putut producția locală. Însă în marea capitală cosmopolită, Londra, i-a cunoscut pe alți doi mari irlandezi, Oscar Wilde, care a căzut sub furia scandalului public, și pe Shaw, George Bernard Shaw, cel care avea limba ascuțită și veninoasă, la adresa oricărui lucru care aducea a establishment. Și cu ei a făcut o confrerie discretă, niciodată recunoscută în public sau reclamată public, și anume confreria irlandezilor care sunt pentru contra, adică aceia care dau un fel de antidot la ceva care este de la sine înțeles și care, dacă vreți, prin extensie și sigur înțelegeți ce spun, este atitudinea firească a intelectualului. Intelectualii există în comunitățile moderne ca să spună nu. Și ideea și terapia gestului și a curajului de a spune nu este un lucru foarte important. Deci, ca un fel de concluzie la ce am spus în acest context, cred că William Butler Yeats, mai puțin din nefericire, mai puțin cunoscut decât alții irlandezi, șirul este lung, se duce înapoi la Jonathan Swift, îl include pe Goldsmith, îl include pe Sterne, sunt alte mari nume de această forță. Este important
să-l cunoaștem pe Yeats, pentru că seamănă foarte mult cu traseul nostru împins mai încoace în istorie, pentru că suntem într-un alt spațiu, nu suntem în spațiul occidental european, totuși în spațiul european, și anume importanța de a-ți păstra demnitatea și de a nu sucomba în fața forței. Și pe acest fundal foarte plăcut, vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o lectură foarte plăcută. Mulțumim foarte mult doamnei profesoare Mihaela Anghelescu Irimia și aș vrea să vă citesc un mic fragment teoretic al lui Yeats pentru a vedea viziunea lui universală care nu l-a părăsit niciodată. În momentul în care auziți a poet național, scriitor național, a prelucrat legende, texte, texte care au, care au intrat în folclorul unui popor, în general vă puteți gândi, ok, e simplist, dimpotrivă. Yeats este un scriitor cât se poate de complex și iată ce spune el în dedicația către George Russell de la începutul Rozei tainice. Este vorba despre scriitorul național. Eu, pe de altă parte, cred că poezia și balada nu se pot face nici măcar prin studiul cel mai conștiincios al episoadelor faimoase și al gândurilor și sentimentelor celorlalți, ci numai privind în acea flăcăruie mică, infinită, tremurătoare și veșnică pe care o chemăm noi înșine. Dacă un scriitor vrea să intereseze pe acei oameni printre care a crescut, sau dacă își închipuie că are o datorie față de ei, poate să aleagă ca simboluri pentru arta lui legendele lor, istoria lor, credințele lor, părerile lor, întrucât are dreptul de a alege între lucruri mai neînsemnate decât el însuși, însă nu poate alege între conținuturile artei. Cu toate acestea, în măsura în care cartea de față e vizionară și este, ea e irlandeză, căci Irlanda, care este încă predominant celtică, a păstrat, alături de alte chestiuni mai puțin admirabile, și darul viziunii, care a dispărut la multe alte națiuni mai grăbite și mai înfloritoare. Nici un candelabru scânteitor nu ne-a împiedicat să privim în întuneric. Iar când privești în întuneric, e întotdeauna ceva acolo. Mare poet, mare scriitor, vă recomand cu toată căldura, o să aveți delicii de lectură și mari surprize ale luptei spiritului cu ordinea naturală, cum spune Yeats în această carte, în Roza alchemica și alte scrieri, traducere excepțională de regretatul Mircea Ivănescu, cu mici adăugiri de Radovan. Și o prefață pe măsură semnată de Mihaela Anghelescu Irimia. Vă mulțumim! Thank you.